Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. O mamă care presupunea că fetița sa este agresată la grădinița a tașat un microfon de haina copilului. În înregistrare se aud strigăte, insulte și lovituri. Trei oameni răniți și trei mașini distruse lângă Călăraș, totul după ce un șofer a frânat brusc, iar ceilalți au încercat să evite impactul. Au fost înghețuri noaptea trecută în nordul țării, iar meteorologii anunță că și în zilele următoare temperaturile vor fi negative. Modificările făcute de deputați la legea privind amnistia fiscală sunt bune, dar nu suficiente, susține Fondul Monetar Internațional. O femeie din capitală crede că fetița ei ar fi bătută și insultată la grădiniță. Ca să înțeleagă ce se petrece, aceasta a atașat un microfon de haina copilului. Ce a descoperit a consternat-o. În grupă se aud strigăte și chiar sunete care par a fi lovituri. Angajata vizată spune că nu agresează copiii, ci că așa sună vocea ei. Închide gura. Din înregistrarea publicată aseară de mama unui copil care frecventează grădinița numărul 185 din sectorul Buiucani, se aude vocea unei femei care se răstește la copii. Suspiciunile femeii au început în luna septembrie, la câteva săptămâni după ce fetița ei de 3 ani a început să frecventeze instituția. Ea spune că dacă inițial copilul era entuziasmat, în scurt timp nu mai voia să meargă la grădiniță. Mai mic, cum e la grădiniță? Doamna educatoare, ce face la grădiniță? Mă bate. Plângea, mami, nu vreau la grădiniță. De ce nu vrei la grădiniță? Mă tem de doamna educatoare. Având tot mai multe indicii că în grupă copiii ar fi agresați verbal și chiar s-ar aplica violența fizică, femeia a cumpărat un dispozitiv de înregistrare pe care l-a atașat de haina copilului. Lovituri de agresivitate, de strigăte, urlete, copilul nu are voie să facă nimic. În plus, eu în prima zi nu am observat ca copiii să facă vreo activitate, să facă vreun joc, ceva. Copilul trebuie să stăie pe scaunel, să închidă gura. Treptat și comportamentul copilului s-ar fi schimbat. Când vorbesc cu ea sau ceva, frică, pune mânuța în guriță, tremură. Mă jucam într-o zi cu ea și la un moment dat îmi spune: fa nebuno. La noi în casă nu se vorbește așa. Mihaela Maidan susține că în înregistrare angajatele discutau că și alți părinți s-ar fi plâns de atitudinea lor. Ulterior, femeia a discutat cu una dintre educatoare și i-a propus să organizeze o ședință în care să se discute nu geamurile care trebuie schimbate sau terenul de joacă, dar să se discute anume cum se... cu ce se ocupă copiii. Persoana dată s-a revoltat că iaca vrea să vină să ne facă adunare. O să vină, o să închid cât ai zice pește. Când încerci cumva să le spui ceva, ce auzi prima frază pe care auzi e să vii să lucrezi în locul meu. Ajutoarea de educator angajată de peste 8 ani în grădiniță susține că nu îi pălmuiește pe copii. Sunteți dumneavoastră pe înregistrare? Poate și eu, dar poate ce-o mai pus acum cât să fac, eu nu pot să dau 100% că sunt eu aici. Așa, pe un ton din ăsta ridicat, vorbești cu copiii? Așa mi-e vocea la mie, eu, pe care ridicat așa de tare. Așa e vocea ridicată? Și pe fundal se aud lovituri. Dar nu l-am lăsat, l-am așezat pe scăunie. Educatoarele și directoarea grădiniței vin cu aceeași explicație. Vocea angajată este puternică, dar asta nu înseamnă că ea strigă la copii. Doamna ajutor de educator, așa e vocea. Așa e vocea și vocea e puternică. De aceea, poate vă pare că e agresat. Dar nu e agresat. Da. Se vorbește violent, se spune să închizi gura, să... Da, rămâne numai să regret și să-mi cer scuză în fața la toți părinții, o să o eliberez din funcție. Mihaela Maidan spune că de câteva zile nu-și mai duce fetița în instituția respectivă și așteaptă ca organele abilitate să ia măsuri. Direcția Educație s-a autosesizat și a pornit o anchetă internă în acest caz, iar mai mulți reprezentanți de la Ministerul Educației și de la Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copiilor au mers în inspecție la grădiniță.
Noaptea trecută a fost cea mai friguroasă din această toamnă. În raionul Criuleni s-au înregistrat minus 5 grade. Vremea va fi rece și săptămâna viitoare, spun meteorologii, deși ziua va fi însorită. În România, un om a murit de frig noaptea trecută. Temperaturi negative s-au înregistrat noaptea trecută în toată țara, însă cel mai frig a fost în centru. În localitatea Bălțata din Criuleni, termometrele au indicat minus 5 grade. La momentul actual sunt temperaturi normale. La sud mai avem încă temperaturi destul de ridicate, adică până la 15 grade Celsius, dar în fond temperaturile sunt între 10 și 12 grade Celsius, ceea ce respectiv este o temperatură normală pentru această perioadă. Ziua, în schimb, am avut parte de soare, iar mercurul în termometre a indicat 15 grade. Meteorologii spun că diferența de temperatură între zi și noapte ar fi din cauza cerului senin. Atunci când se încălzește până la 10 grade Celsius, 15, după care revine noaptea, atunci temperaturile încep să scadă și din cauza nebulozității care ea lipsește, temperatura aerului pleacă în atmosferă și din acest motiv temperaturile scad foarte mult. În următoarele zile vremea va fi rece. Noaptea în nordul țării se vor înregistra minus 4 grade, iar ziua se așteaptă până la 15 grade. Două spitale din țară anunță că se confruntă cu o lipsă acută de rezerve sangvine. La Bălți au fost mobilizați elevii ca să doneze sânge, iar la Căușeni până și primăria caută donatori. Ministerul Sănătății vine însă cu un răspuns năucitor. Probleme nu sunt. Vă povestim situația în detalii la știri. Trei vehicule au fost implicate într-un accident în apropiere de Călăraș în această după-amiază. Doi dintre conducătorii auto care au fost răniți, dar și un pasager au primit îngrijiri medicale la fața locului. Potrivit poliției, vinovat ar fi șoferul unui Citroen care nu a respectat distanța. Conducătorul auto de 47 de ani aflat la volanul unui Citroen care se deplasa spre Călăraș nu a respectat distanța, a lovit din spate un Renault și a intrat pe contrasens. Șoferul unui Camaz care venea din față a virat brusc ca să evite impactul, dar a fost lovit de Citroen și s-a răsturnat în șanț. Domnul cu Renault a frânat în fața mea brusc în loc. Eu pe frână și m-a tras în stânga și ne-am tamponat cu Camazul. Asta a Nu. Nu, ba, dar proști suntem sănătoși, tot e bine, tot suntem vii. Mergem reglementar. Ce erați? Camaz, microbusul, o frânat și așa o frânat, că a ieșit pe contrasens. Eu am evitat impactul cu dânsii și el în timpul s-a tamponat în mine. Și m-a aruncat și aia și s-a prinit. Bărbatul care s-ar face vinovat de accident susține că nu a reușit să frâneze, iar mașina acestuia a fost avariată grav în urma impactului violent. Nu am frânat brusc. Nici nu aveam viteză. Doi șoferi și un pasager au primit îngrijiri medicale la fața locului pentru a pune Camazul pe roți și a-l scoate din șanț. A fost nevoie de un excavator. Ulterior, șoferii au fost audiați la Inspectoratul de Poliție Călăraș, unde s-a stabilit că vinovat se face bărbatul de la volanul Citroenului, care nu a respectat distanța. Acesta s-a ales cu o amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Maia Sandu-l acuză pe Pavel Filip că el și familia sa ar monopoliza piața exporturilor de nuci. Lidera PAS susține că din cauza afacerilor premierului au de suferit mici întreprinzători. Prim-ministrul neagă declarațiile și afirmă că îi se pare josnic să-i fie atacată familia. Exportul nucilor. Agenții economici care până acum se ocupau de această cultură nu mai pot exporta. Am fost la piață și am văzut oameni care se plâng că prețurile la nuci au scăzut dramatic. De ce? Pentru că familia primului ministru a monopolizat exportul de nuci și respectiv dictează prețurile în țară. Declarațiile au fost făcute aseară la emisiunea În profunzime. Premierul Pavel Filip ne-a spus că acuzația Maiei Sandu s-a lipit ca nuca de perete și că nici el și nici familia sa nu au vreo legătură cu monopolul asupra exportului de nuci. Este un pas bun, dar nu suficient, spun experții femeii despre modificările la legea privind amnistia fiscală făcută ieri în Parlament. Instituția susține că este nevoie de măsuri suplimentare. Ministrul Finanțelor spune că îndoielile vor fi clarificate la primăvară, atunci când o delegație a femeii va veni la noi în țară.
Aprobarea de curând a modificărilor în textul legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală constituie un pas în direcția cea bună, dar sunt necesare măsuri suplimentare pentru a elimina problemele apărute în urma aprobării legii, ce țin de guvernare și de aspectele bugetar-fiscale. Se arată în nota făcută publică de instituția de la Washington. Experții FMI spun că vor discuta cu autoritățile de la noi astfel încât să fie atenuate pe viitor riscurile. Mai sunt unele chestiuni care noi continuăm să le discutăm cu Fondul Monetar Internațional și noi am agreat că, având în vedere că ele sunt destul de complexe din punct de vedere tehnic, o să revenim la ele în cadrul vizitei lor, care va avea loc la primăvară în misiunea lor ordinară. Asta în condițiile în care legea cu noile modificări devine aplicabilă de la 1 decembrie și se încheie la 1 februarie 2019. Prin urmare, eventualele riscuri neluate încă în considerare rămân în aer până la vizita delegației FMI în Moldova. Ieri deputații au decis să excludă 100.000 de funcționari publici din lista beneficiarilor și să dubleze taxa pentru cei care vor să legalizeze banii nedeclarați până acum. Varianta inițială adoptată vara aceasta a fost dur criticată de partenerii externi ai Moldovei, care spuneau că legea ar submina lupta împotriva corupției, iar opoziția declara că ar fi o încercare de a legaliza miliardul furat. Reprezentanța băncii mondiale în Moldova nu a reacționat deocamdată. Spitalele din Bălți și Căușeni duc lipsa acută de rezerve sangvine. Autoritățile locale spun că se confruntă cu o situație fără precedent și cheamă oamenii să doneze sânge. La Bălți au fost mobilizați în mod organizat, chiar și elevii. Informațiile se bat cap în cap cu declarațiile făcute de Ministerul Sănătății, care susține că probleme la acest capitol nu sunt. La Bălți mai este nevoie de cel puțin 580 de donatori care să suplinească rezervele sanguine din localitate, așa că autoritățile locale au decis să apeleze la instituțiile de învățământ pentru a implica și pe elevi în campaniile de colectare. Au fost careva intervenții chirurgicale și în familia mea și știu că a ajutat destul de mult și am înțeles că donarea sângelui este foarte, nu știu, pozitivă. Niciodată n-am donat sânge, dar dacă sincer, mă simt bine. Profesorii au mobilizat aproximativ 40 de elevi de la liceul Ion Creangă. Spun că și ei au donat sânge pentru că au primit ordin de la superiori. Am primit așa un ordin să donăm sânge, să găsim elevi, oameni. Le-am lămurit și înseamnă o picătură de sânge, scapă 3 vieți. Ea сказала, не дай Бог, чтоб кто-то из вас попал туда, и вы поймете, что это такое. Так что Пока вы здоровы, помогайте больным людям. Într-o scrisoare trimisă liceilor, Direcția de Învățământ de la Bălți anunță despre o situație fără precedent, care ar pune în pericol asigurarea populației cu sânge, dar și despre scăderea numărului de donatori pe parcursul acestui an. Situația creată implică măsuri urgente în mobilizarea pentru a întreprinde acțiuni eficiente de redresare prin fortificarea activităților de promovare și recrutarea donatorilor de sânge, se arată în document. Aceeași situație este și la Căușeni. Spitalul raional, unde zilnic sunt aduși 10 de bolnavi în stare gravă, duce lipsă de 100 de litri de sânge, spune administrația instituției medicale. Oamenii sunt chemați chiar de primar să vină și să doneze sânge în fiecare zi de marți și vineri. În deosebă de mulțumire la momentul de față la întreprinderile municipale care au organizat prezența dumneavoastră de 15 persoane, vă aștept marța viitoare. Primarul să fie dimineața la orele 8 aici, vă aștept cu toată stima și respectul, încă 40 de oameni din toate serviciile noastre care sunt. Grigore Repesciuc a donat sânge astăzi și a folosit orice ocazie pentru a-i mobiliza pe oameni, mai ales că în Căușeni există sate unde niciun localnic nu a participat la acțiuni de colectare a sângelui. Îmi pare foarte rău că sunt câteva primării care dumneavoastră să vă uitați, că nu vreau să scot în vrăjină primare acestea, care n-au nicio donație. La solicitarea autorităților locale și a șefilor, angajații de la mai multe grădinițe și întreprinderi municipale din Căușeni au venit astăzi la spital. Pe oamenii rugămintea directoarei de la întreprinderea municipală Căuteni, am hotărât și venim să donăm sânge. Toți am vorbit cu lucrătorii noștri, toți lucrătorii au fost de acord. Ca să facem un bine, trebuie în fiecare zi, nu doar
doar la ocazii. Și pentru că nu sunt suficienți donatori, oamenii cer ajutor și pe rețelele de socializare pentru rude ori prieteni care au nevoie de sânge. Întrebată despre ce soluții există pentru această problemă, noua șefă de la Sănătate ne-a spus acum câteva săptămâni că, de fapt, nu există vreo problemă. Cred că nu este internetul locul unde ar trebui să se adreseze. Există centru de transfuzie a sângelui, există spitale, de aceea i-aș sfătui să se adreseze la centrele de transfuzie. Am încercat și astăzi să discutăm cu responsabilii de la Ministerul Sănătății, dar am primit același răspuns. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui dispune de un număr suficient de unități de produse sanguine de toate grupele. Necesitățile instituțiilor medicale sunt asigurate în regim non-stop și în volum de plin, ne-au comunicat cei de la minister. Totodată, responsabilii spun că evenimentele de colectare a sângelui care au loc în țară nu au vreo legătură cu lipsa rezervelor sanguine, ci doar fac parte din campania de toamnă desfășurată în această perioadă. Asta în timp ce pe site-ul Centrului Național de Transfuzie a fost publicat un anunț în care instituția îi cheamă săptămâna aceasta pe oameni să doneze sânge. Deși își propun să colecteze produsele ce conțin mercur, autoritățile nu au elaborat deocamdată un regulament în acest sens. La un an de când Parlamentul a adoptat legea care interzice importul și exportul obiectelor cu acest conținut din 2021, reprezentanții Ministerului Sănătății strâng din umeri și spun că se vor mai gândi. Termometrele care conțin mercur nu vor mai fi găsite în farmacii din 2021, ele vor fi înlocuite cu cele care sunt inofensive pentru sănătate. Ca alternativă avem termometrele electronice, care măsoară începând de la 10 secunde, și termometru non-contact cu infraroșu. Ecaterina nu mai folosește de ani buni termometrul cu mercur. Ea spune că cel electronic este mai comod și nu e periculos. Pentru faptul că termometrul cu mercur e din sticlă și ușor plesnește. Pe când ăla din plastic, e ok, e portabil. Oamenii și-ar dori ca în 3 ani să nu mai găsească nicăieri obiecte ce conțin mercur pentru că sunt toxice. Păi probabil este mai toxic termometrul cu mercur dacă se sparge mercur, dacă se pierde mercur. În schimb, poate că este mai delicat la electronic, poate. Cam periculos, aș fi fost genii de schimbat. Pentru mare bun, dar pentru ești mici nu chiar interesant. Anul trecut, Parlamentul a adoptat legea care interzice importul și exportul produselor ce conțin mercur. Aceasta va intra în vigoare din 2021. Deocamdată însă nu a fost elaborat un regulament prin care să fie colectate aceste produse, susțin reprezentanții Ministerului Sănătății și al Ministerului Agriculturii. Noi să începem, desigur, cu o lucrare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, pentru că ei sunt punctul focal pentru deșeurile periculoase și noi vom colucra pe anumite segmente cum să colectăm aceste termometre de la instituțiile medicale, inclusiv instituțiile de educație timpurie, și vom vedea unele vom colecta, care vor fi și cu ce vor fi ele înlocuite. Acum 2 zile, la o grădiniță din capitală, 6 termometre s-au spart, iar mercurul din ele s-a împrăștiat prin încăperi. Salvatorii au intervenit pentru a-l strânge. Mercurul este foarte toxic și poate pătrunde în organism prin inhalarea vaporilor, prin alimente sau prin contactul cu pielea. Intoxicarea cu acest metal poate duce la insomnie, pierderea memoriei, dureri de cap și afecțiuni ale sistemului nervos. Un concert care a adunat o sală plină ochi la Palatul Național Nicolae Sulac s-a dat aseară. Dan Bălan a revenit la Chișinău cu un spectacol de zile mari. Am fierbântat atmosfera cu melodii de ale sale mai vechi, cunoscute de toată lumea, dar și cu piese nou-nouțe. De ce plâng ghitarele, strunele amarule? Numă e chipul tău. Sala Palatului Național a fost plină aseară de oameni care au așteptat să-l vadă din nou pe Dan Bălan la Chișinău. Publicul la Chișinău este deosebit. Am simțit emoții pozitive, multă căldură, ca de fiecare dată. Am cântat împreună, a fost super. Jocurile de lumini și melodiile lui Dan Bălan nu au putut să lase pe nimeni indiferent. Atmosfera a fost condimentată și cu apariția pe scenă a unor interprete frumoase de la noi, Laura Veti, dar și Tani Vander a cântat la spectacol.
iar după fiecare piesă, artistul a fost răsplătit cu aplauze din partea publicului mulțumit. Unicul oraș în lume în care am emoții înainte de concert. Da, susțineți-mi! Am intrat în această sală, am văzut o arhiplină și mi-au dat lacrimile, pentru că toată lumea asta a venit pentru fiul meu. Dan Bălan a cântat piese care au devenit hituri. Dar și melodii noi. Mi copil, ascult, îl admir. Am venit la nume pentru el de la Italia. Îmi place mult să ascult piesele lui și primesc plăcere. Deși spune că revine cu drag la Chișinău, Dan locuiește peste hotare, acolo unde își construiește cariera. În prezent mai mult în Ucraina și Londra, așa s-a întâmplat. Pregătim mai multe proiecte legate cu aceste țări. Trei sate din centrul Moldovei s-au unit ca să creeze traseul turistic numit Dor de Codru. Vizitatorii vor trece pe la Ciorești, Dolna și Micleușeni ca să admire locuri pitorești, frumusețea codrilor și lucrările meșterilor populari. De asemenea, își vor putea lua un răgaz la pensiunile din zonă. Proiectul a fost inițiat de autoritățile locale și băștinași. Poarta imensă din lemn este prima atracție turistică, dar și cartea de vizită a satului Ciorești. De aici pornește drumul către celelalte destinații. Iar pentru că turiștii să nu se piardă cumva, aici a fost pusă și o hartă a traseului. Pentru mine, în primul rând, asta este un proiect de suflet. Pentru localitate este un proiect important, fiindcă va deschide perspective de dezvoltare a unei noi ramuri economice, a economiei, adică a dezvoltarea turismului, să aducem în localitățile noastre turiștii. This project means a lot to me because I see the smiles on the faces of the local people and I'm so happy to be part of this successful partnership initiative which will bring new jobs, which will enable smart and courageous people to start their own businesses and also will improve the access to high quality services to more than 6,000 people living in these three communities. Mai departe, turiștii pot trece pe la Casa Olarului Zaharia Triboi, care meșterește tot felul de obiecte din ceramică neagră. El spune că le va dezvălui turiștilor marele său secret, cum se face acest tip de ceramică. Lutul negru devine doar la ardere. Eu am de gând să fac lucrul ăsta cunoscut. Ceramica neagră, ea vine din străfundul istoric și ea nu poate să dispară până mai trăim noi, care încă o am îndrăgit-o. Pasiunea tatălui l-a însuflețit și pe fiu. Adrian meșterește ulcioare încă de când avea 4 ani. Acum poate chiar să facă și bani din asta. Abia așteaptă ca turiștii să le treacă pragul. O să ne străduim să continuăm această artă, adică să nu dispară. Ceramica neagră ne reprezintă. Că asta e istoria noastră, care noi trebuie să o arătăm și la alte popoare. Iar la Micleușeni, oaspeții vor putea face un popas la Casa Mierii. Proprietarii spun că au cea mai bună miere de albini. Dacă o fi așa, să se convingă turiștii. Este miere cu migdal. Asta e producția autohtonă. Chiar și migdalul este de la noi. Pruna, livada, se vede. Nuca, tot se vede. Și acolo ianul este miere cu păstură. Este un produs foarte gustos. Sperăm turiștii să afle de noi, să ne viziteze, că este foarte frumos. În zona Cotrilor, la noi, e o zonă foarte frumoasă. Soții Ciolacu țin albine pe lângă casă de mai bine de 12 ani. Ca să dea culoare afacerii, că gustare de la sine, au construit o căsuță din lemn, în care sunt gata să-i adăpostească pe vizitatori. Să dea Dumnezeu așa întotdeauna să fie, să nu încăpem în căsuța asta a noastră a mierii. Să mergem și pe la Dolna, conacul muzeu, unde
a locuit o perioadă poetul rus Alexander Pușkin și are ușile deschise oricând. Recent a fost renovat și beciul boierului Zamfirache Arbore Rally, care până nu de mult era o gunoiște. Este un beci foarte vechi, construit la mijlocul secolului XIX, dar care o perioadă foarte mare a fost lăsat în paragină. Localnicii sunt bucuroși să primească oaspeți, au cu ce se lăuda, dar avea și cui. Proiectul e binevenit pentru întreg sat, pentru întreg zona aceasta și pentru turiștii care ori să vrei să intre poarta intrarea așa de tare ghine, care vin îți primiți, dacă o pornit așa frumos, pe viitor tot așa și... Nu că-i partea speranței, dar să vă spun drept, e cea mai frumoasă parte din Moldova. Asta e parte din povești. Traseul turistic Dor de Codru include în total 20 de destinații. Pentru crearea acestuia, guvernul Elveției a alocat $50.000, iar $30.000 vin de la administrațiile locale și băștinași. Renumitul șahist moldovean Viorel Bologan intră în echipa Federației Mondiale de Șah. Acesta a devenit noul director executiv al organizației, după ce candidatura i-a fost acceptată oficial astăzi. Este un pas înainte, consideră Federația din Moldova. Este un succes extraordinar, deoarece anume conducerea Federației Internaționale de Șah decid toate evenimentele și activitățile din domeniul șahului din lume. Și sigur că Federația de Șah din Republica Moldova va avea de câștigat atât când se numesc în ce țară vor avea loc competițiile, cât și cota de participare a șahistilor noștri la diferite competiții, cât în privința ajutorului tinerilor șahiști. Candidatura lui Viorel Bologan a fost propusă de președintele Federației Mondiale de Șah. De-a lungul carierei, el a câștigat numeroase turnee în Rusia, Canada sau Germania, dar și campionatul mondial de șah rapid. Bologan a concurat și la câteva ediții ale Olimpiadei de șah. 7 echipe s-au calificat aseară în play-off-ul turneului Europa League. Formațiile engleze Chelsea și Arsenal sunt printre ele. Totodată, Spartak Moscova a câștigat cel mai spectaculos meci al rundei. Spartak a jucat cu Rangers Glasgow, iar scoțienii au condus cu 1-0, 2-1 și 3-2. După pauză, echipa rusă a reușit să întoarcă scorul. Luis Adriano și Hani au marcat pentru victoria fenomenală a lui Spartak cu 4-3. În grupă conduc spaniolii de la Villarreal, însă celelalte echipe sunt aproape. Tot aseară, 7 echipe s-au calificat în play-off-ul turneului Europa League. Chelsea a învins-o pe Bate Borisov în deplasare cu 1-0 și merge în etapa următoare. Arsenal s-a calificat și ea după remiza de acasă cu Sporting Lisabona, scor 0-0. Alte 5 formații care și-au asigurat un loc în faza eliminatorie sunt Lazio, Frankfurt, Leverkusen, Zurich și Dinamo Zagreb. Iată cele mai interesante rezultate înregistrate aseară în Europa League. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.